Mai ușor. O resursă pentru clasa a doua. Andrei, Vlad, Daria și Sorina sunt colegi de clasă și prieteni buni. Lor le place să stea de vorbă despre multe lucruri de la școală, de exemplu, despre ce îi ajută să învețe mai ușor. Azi, Andrei îi întreabă despre cum au rezolvat exercițiul la limba engleză, unde trebuiau să numească unde se află pisica în pozele din manual. Pe, sub, în fața sau în spatele obiectelor. Pentru mine, spune el, a fost mai ușor de înțeles când am luat un creion și l-am pus pe masă, sub scaun, într-un castron, în fața și în spatele lui. Pentru mine, spune Vlad, a fost ușor pentru că am reținut din clasă. Îmi place tare mult cum explică doamna de engleză, este mereu zâmbitoare și chiar dacă nu am știut toate denumirile, m-a ajutat să le găsesc. Daria, la rândul ei, spune: eu mi-am făcut tema cu Maria, colega mea de bancă. Deseori ne vedem după școală și ne facem temele împreună. Eu așa învăț mai ușor. Sorina, pe de altă parte, spune: eu învăț cel mai ușor când sunt singură în cameră și am liniște. Pe deasupra, trebuie să-mi fac ordine pe birou ca să mă pot concentra mai bine. După cum se vede, fiecare are felul lui de a învăța mai ușor. Al tău care este? Poate că îți este mai ușor să înveți dacă faci acțiunea sau dacă folosești obiectele din jurul tău, cum ar fi să construiești un pătrat sau un triunghi din scobitori pentru a vedea câte laturi au fiecare. Poate că înveți mai ușor când îți place ce ai de învățat, îți place persoana care îți explică, precum Vlad. Poate că înveți mai ușor atunci când îți faci temele cu alte persoane, cum ar fi împreună cu 2-3 colegi de clasă, un frate, o soră, unde să poți vorbi și pune întrebări despre ceea ce nu ai înțeles. Eu așa învăț cel mai ușor. Sau poate că înveți cel mai ușor când ești singur, atunci când este liniște în jurul tău și te poți concentra mai bine, cum ar fi să-ți auzi vocea când repeți cuvintele în limba engleză. Notează cu cine te asemeni dintre cei 4 copii atunci când vine vorba de a învăța mai ușor. Poate că te asemeni cu un singur copil sau poate cu mai mulți. La final, arată colegilor pe cine ai ales și spuneți-vă de ce. Așadar, este important să descoperi ce te ajută să înveți mai ușor și să folosești acest lucru în avantajul tău.